Bună seara, domn Dășeni! În anul 1970, în Republica Moldova se nășteau 180.000 de copii pe an. În 2021 am avut 28.000 de copii pe an, de 180.000. Anul ăsta, experții spun că să avem 20.000 de copii. Păi pe mine mai mult mă interesează să promovăm faptul să creștem numărul copiilor care anual se nasc, ca să ridicăm numărul de copii, să avem copii pentru grădiniță și școli. De asta pe mine mai mult mă interesează, ca pentru a soluționa criza demografică în țară, să stimulăm acest lucru. Mulți oameni, mai ales în sat, au un copil și stem să-l aibă pe Dolea, că oamenii spun, dacă și să-l ridic copilul. Dar și care au mai mulți copii, cumva le-i fric pentru viitorul lor. Dar dacă nașterea fiecărui copil o să fie stimulat cu 200.000 de lei, eu vă asigur că problema rождamăstii la noi o să înceapă a soluționa. De acord? Punctul numărul 2. În program Sfânt de Copii. Eu m-am săturat să vedem tot mai mulți știri că unii copii au ajuns în reanimație după mâncarea necalitativă care este în multe școli și grădinițe din țară. De asta eu am două obiective. Prima, meniul unic pentru toți copiii din toți școlii din țară. Nu trebuie să fie diferența între Pivniceni, Răuțel, Școala din Bălți, din Chișinău, ori din Cahul. Copiii trebuie să aibă meniu unic cu aceleași ingrediente și de aceeași calitate. Copilul, dacă e de mic, noi n-a să-i dăm o tonalitate corectă de a se dezvolta, pe urmă noi ne dăm cu întrebări. Dar deși copilul la 15 ani are mai multe boli decât oamenii înainte le aveau la 60 de ani. De asta meniu unic pentru copii în școală și ultimul punct. La noi până acum, să știți, pentru produse cu termen expirat, în magazine, în cantine, până acum era administrativ. Așa care le schimbă etichetele la o bucată de noapte, cumva achitau doar o amendă. Eu propun să introducem pentru produse alimentare, pentru copii cu termen expirat, în contact, nu contează în cantină, școală, oare în grădiniță, să fie dosar penal. Și asta să fie o soluție care, vă asigur eu, să dea copiilor noștri un viitor mai bun. Vă mulțumesc!